Îmi doresc să deschid o supapă și toate gândurile astea să iasă afară. Să iasă afară toate gândurile că nu sunt suficientă, că încă mai am de lucru, că n-am ajuns încă acolo. Îmi doresc să intre lumină și îmi sunt datoare mie și efortului pe care îl fac zi de zi, în toate lucrurile pe care le fac, să mă apreciez. Criticul din mine m-a transformat într-o perfecționistă. Îmi place ca ceea ce fac să fie în versiunea cea mai bună. Este partea bună a acestui critic care îmi spune că niciodată nu este suficient. Mă ajută să evoluez, dar costurile sunt mari pentru micuțul om din interiorul meu. Cele mai dure lucruri care mi-au fost adresate vreodată au venit de la mine. Eu sunt criticul meu cel mai mare. Niciodată nu este suficient ce fac și toate gândurile astea umblă în interiorul meu și sunt blocate acolo.